sfatul care l-am dat pro căsătorie, o întrebare, dacă o fată nu are pe nimeni și niciun băiat nu vine să o ceară în căsătorie, ce trebuie să facă în situația în care apare vreunul firesc sau a cărei intenție se vede că nu este corectă sau poate este din lume. Am amplificat puțin întrebarea. Răspuns 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 35. Apostolul a recomandat celor din vremea sa să nu se căsătorească, dacă pot, și scrie aici, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos. Și ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără piedici. Deci, o feciorie mai îndelungată, dacă cel sau cea în cauză se pot păstra curați, este o stare înaltă înaintea lui Dumnezeu. În continuare scrie că cine își mărită fata, bine face, și cine nu o mărită, mai bine face. Cele care încă nu sunteți cerute în căsătorie și ani poate trec, treceți de 30 de ani, mai zice de floarea vârstei, încercați să vă găsiți pasiuni, cum vă spuneam, în lucrurile sfinte și împlinire în relația cu Dumnezeu și la nivelul frățietății. Și să știți că dacă Dumnezeu are pentru voi un plan de căsătorie, vă știe adresa. Că dacă oamenii din totdeauna ca părinți, mai cu seamă dacă erau înstăriți, știau să-și căsătorească la vreme copii, și Dumnezeu are puterea aceasta. Am văzut fete care au stat liniștite la locul lor și la 27, la 30 de ani s-au căsătorit, s-au căsătorit bine, n-au avut nimic de pierdut. Așa a fost planul Domnului pentru ele. Deci nu vă stresați că altele au prieteni, s-ar putea să fie dușman în unele cazuri. Iar dacă vine vreunul din lume, atunci cum spunea o soră tânără, și dacă nu mă mai mărit, și dacă voi împleti păr alb la nuntă, dar eu cu băiat nepocăit nu vorbesc. Asta spune Scriptura foarte ferm și nu vă lăsați înșelat. Mi-au povestit frații din Ucraina un caz. La o fată i-a trecut vreme, a venit unul care era inginer, că ea nu se lasă de pocăință, că el o lasă liberă, dar să aibă și ea locul ei, casa ei. A mai venit, n-a mai venit, s-a dus cu el și după mai mulți ani, în care tot a avut îndemnul să se întoarcă înapoi, viața împreună cu el a împiedicat să o facă, într-o zi, Duhul Sfânt i-a zis ei personal, te-am așteptat până azi. Astăzi te leapă de Domnul. Și a intrat o spaimă în ea, s-a dus la părinții ei și le-a spus, azi m-a lepădat Domnul. Și din ziua aceea n-am avut nicio zi bună, s-a îmbolnăvit psihic și nu la multă vreme a murit. Fericire nu există cu băieți din afară. Domnul să vă dea pricepere. O altă întrebare. Cum puteți sfătui o fată care a rămas dezamăjită, rănită, în urma unui raport amical cu un băiat ce a tratat-o ca pe o soră, în timp ce fata a pus inimă și sentimente, tot mai multe victime de genul acesta. Cum ar trebui să se poarte un băiat în cazul acesta? Problema e relativă. S-ar putea să fi fost un băiat care s-o fi tratat ca o soră în Domnul și fata s-a fi crezut că prin aceasta băiatul a făcut referiri la o potențială relație de căsătorie. În situația aceasta este de vină fata, că
a fost, în cel mai bun caz, nepricepută. Și cu asta vă spun, fetelor, până când un băiat nu e în stare, când îți spune că are o intenție serioasă să vorbească asta de fată, de față și cu tata lui și cu tata tău, să nu-l crezi. Să-i spui așa, dacă e drept ce spui, martor, tatăl tău și tata. Atunci te cred. Până atunci, astea-s povești. Pentru că băieții așa ușor spun vorbe din astea numai ca să vadă reacții. Ei nu știu că stârnesc reacții. Dar dacă băiatul, într-adevăr, a avut un comportament care îi dădea de bănuit fetei, ba, chiar a avansat în limbajul lui, în situația aceasta îi spun acelui băiat, va plăti pentru vorbele ce le-a spus. Iar dacă fata s-a lăsat provocată, asta e greșeala ei. Băiatul plătește amenda lui și tu pe a ta. Spunea o soră, frate, sigur cu tare are anumite sentimente față de mine. M-a sunat de mai multe ori, m-a întrebat atâtea. Și eu știam exact de la el cu o zi înainte că n-are nicio intenție față de ea. Știam asta pentru că avea o intenție față de altă. Ei nu puteam să-i spui ei că el bate la altă poartă. Dar am încercat-o să o lămuresc că nu vine la adresa ei, nu-i nici un plic pe traseu. Și a încercat să spună, nu se poate, o fi ceva plecat spre destinație. Nu-i draga mea, am vorbit cu expeditorul, e altă adresă. Deci, atât băieții cât și fetele să fie foarte atenți și ceva mi-am mai notat aici când am citit întrebarea, acest raport amical nu își are loc în biserică. În biserică nu există decât două raporturi. Unu, frați, surori, familia Domnului și doi, intenție serioasă de căsătorie. Dar asta se face cu anunțul părinților. Doar nu vrei să să-i faci la tata surpriză. Pe tot trebuie să ai. Deci o adevărată intenție se comunică. Dacă nu se comunică, înseamnă că nu este serioasă. Atenție băieților că fetele sunt diferite. Ele pun suflet, sunt mai romantice. Și dacă a fost o intenție serioasă, dar nu toate lucrurile concură la realizarea unei căsătorii, în acest caz, retragerea trebuie să fie așa cum și-a propus Iosif să o lase pe Maria, fără să o facă de ocară, fără să o jignească, cu demnitate. Că cine își face, lui își face. Fiecare lucrează la dosarul său și cu imaginea proprie. O altă întrebare. A apărut legată de ce am spus până acum. Potrivit Scripturii, părinții au dreptul să se împotrivească căsătoriei sau să oprească. Dacă părinții nu sunt de acord, asta e ideea. Și nu dau binecuvântarea copiilor, ce au copiii de făcut. Oricum, referitor la lecția noastră de astăzi, să fie curați. Ca dacă nu se va realiza acea căsătorie, se poate cânta mai departe la fanfară sau la cor împreună. Fără antipatii și fără resentimente. Dacă părinții nu sunt de acord, în situația aceasta e bine o amânare. Și să intervină slujitorii bisericii pentru a arbitra, pentru a analiza, pentru a cere un sfat de la Domnul. Pentru ca în final să se poată da o rezoluție în acest caz. Nu există o regulă generală în sensul că cineva poate să aibă părinții necredincioși
sau și mai grav căzuți de la credință și să nu mai fie în acord cu voia Domnului. Dar, în mod normal, în cele mai multe cazuri, mai cu seamă unde și părinții și copiii sunt credincioși, trebuie să fie un acord comun, general. O altă întrebare. Dacă ai căzut în păcat, binecuvântările promise din trecut de Dumnezeu ți se vor mai da? În primul rând, suportă-ți pedeapsa, luptă-te să scapi de păcat, cum am discutat, și să știi că Dumnezeu, după ce îți expiră pedeapsa, El nu ține mânia pe vecie. Și nu se ceartă fără încetare, spune Biblia. Nu mai poți să ai întregul promis, pentru că parte s-a consumat prin pedeapsă, prin osânda ce ți-a fost dat. Dar Dumnezeu poate încă să mai aibă rezervate pentru tine anumite haruri. Nu mai poți, de exemplu, să fii un slujitor ordinat, pentru că nu mai ai acea imagine bună în societate. Și mai grav decât atât, ești vulnerabil ca slujitor, te lupți cu mai multe duhuri și nu-i indicat, e riscant să-l pui în slujbă cu un astfel de om. Dar încă se mai pot păstra în parte binecuvântări. Legat oarecum de aceasta apare o altă întrebare, conform cu Evrei 6, versetele 4-6, dacă cineva cade în păcat de curvie, dar acolo nu scrie de curvie, scrie de orice cădere în păcat, mai are iertare. Și vă citesc, cunosc că în anumite zone ale țării există teoria aceasta că odată un om căzut în păcatul curviei nu mai poate fi reabilitat. Este într-adevăr singurul păcat în trup și care nu se iartă fără pedepse în trup. Dar Biblia nu arată că un astfel de om nu mai poate să fie mântuit. Însă recuperarea, ridicarea va fi foarte grea. Am în minte două cazuri, unul le spuneam la frați la masă, o femeie a căzut, au trecut ani și ani și Domnul a vorbit adunării, duminică va veni între voi un copil, nu mai știu exact cum a fost descris, rănit, năcăjit, ca de pe front, ca din lupte, să-l primiți între voi și la masa mea. Urmau să aibă cina Domnului. Duminica, spre surprinderea lor, a venit acea soră care cu 40 de ani în urmă căzuse în păcat, mi-am amintit. Și din nou iese cuvânt de la Domnul și ca drept dovadă că am iertat-o, mă ating de trupul ei, era gârbă la 90 de grade. S-a îndreptat și plângând, frații au primit-o și au luat cina Domnului cu ei. Nu multe zile mai târziu am cetat din viață. Deci iertare există, dar în condiții foarte severe. Am cunoscut un alt caz pe Valea Jiului, iar cineva a căzut și după mulți ani a venit și a stat pe ultima bancă în adunare și plângea. N-am avut nicio pretenție. Dar Dumnezeu a rostit o hotărâre de iertare după o vreme de pedeapsă și Domnul care este bun s-a îndurat de el. Acum vă citesc din Evrei 6 ca să vă dau răspunsul din Biblie. Nu doar din exemple. Scrie de la versetul 4, cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al Dumnezeu și puterile veacului viitor și nu încercați să faceți împărțială ce sunt aceste categorii, că vă încurcați, și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Vă rog, rețineți. Aici nu este un sfat pentru noi, pentru slujitori, să nu-i primim. Aici este o constatare pentru persoanele în cauză. Unii nu se mai pot pocăi. Faptul că un om se poate pocăi e dovadă
că Dumnezeu i-a dat pocăința ca să se mântuiască. Și cunosc astfel de situații în care unii oameni căzuți nu se mai pot ridica. Dau semne, fac o mărturisire, cad iarăși în lupta aceea. Din nou revin patimele asupra lor. Asta este dovada practică a faptului că cineva nu iertat, nu se poate ridica din păcat. Și atunci nu poate fi cazul numai de curvie. Altul nu se poate ridica din lăcomie, altul nu se ridică din minciună și din alte și alte păcate. În mod deosebit, situațiile acestea se asociază cu ceea ce citesc din Evrei, capitolul 10, este aceeași epistolă, în aceeași idee, citesc de la versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. În Vechiul Testament, nu-i timp acum, citiți dacă vreți, numer 15. Și aici, în versetele următoare, se face legătura cu Vechiul Testament. Nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, spunea Domnul Iisus, nici în viacul acesta, nici în cel viitor, păcatul cu voia, adică hula împotriva Duhului Sfânt, pentru că scrie aici că cine păcătuiește cu voia, versetul 29, va ciocorește pe Duhul, adică hulește. Un astfel de om nu poate fi iertat și mântuit. Dar e logic. Pentru că Duhul Sfânt te ridică și El împotrivindu-se Duhului Sfânt, n-are cum să fie ridicat. Duhul Sfânt e Cel care ne dă îndemn de pocăință, care ne dă călăuzirea și puterea de a ne ridica. Asta e dovada și aceștia sunt oamenii care nu mai pot fi aduși la pocăință. Pentru că există o limită a Harului lui Dumnezeu. Asta nu știu eu cât este. Un an, 10. Și cine în perioada asta nu se pocăiește, cât încă vreme Dumnezeu îl așteaptă, Duhul Sfânt îl părăsește, că li s-a împotrivit destul, îi se face vrăjmaș și situație din care nu mai poate fi mântuit. Dar să ne rugăm Domnul să vă păzească de asemenea situații. Amin. Încă o întrebare la care răspund scurt, referitor la cei care sunt căsătoriți și unul este aici, poate bărbatul la lucru, femeia și copii în țară. Asta am ales să răspund că poate aveți și voi asemenea planuri. Fata o luați din țară, voi aici, este un risc major să stați despărțiți o perioadă mai îndelungată. Atenție! Într-un alt bilet, dacă bine am înțeles eu întrebarea, se face referire la legea curățirii. Știu că sunt situații în țară și biserici unde femeile, într-un timp specific lor sau după naștere și în alte situații, nu vin la casa Domnului și nu i-au cinat Domnului. Sunteți fete și în parte lucrurile vă sunt specifice, veți fi viitor bărbați și problema vă interesează. Vă citesc drept răspuns, Evrei, capitolul 9, versetul 10. Ele sunt doar niște porunci pământești, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Și în continuare scrie că noi nu mai suntem curățiți, versetul 13, prin sânge, prin cenușă, prin spălături, prin ritualuri, ci prin sângele Domnului Iisus. Tot ai scrie în Evrei 9 că templul din Vechiul Testament odată anulat prin moartea Domnului Hristos, când perdeaua s-a despicat, toate funcțiile templului. Scrie în Evrei 7, s-a schimbat preoția, s-a schimbat și legea. Ei, în aceste condiții, să ne amintim că în Vechiul Testament, când trecea perioada de curățire, la finele ei,
trebuia femeia aceea să fie stropită cu apă de curățire și să se aducă o jertfă. Mai putem noi să mai utilizăm astfel de ritualuri? Are cineva la biserică apă de curățire? Deci iată că în Noul Testament necurăția are doar un caracter imoral. Necurăția e trecută în lista faptelor firii pământești, dar asta e asociată cu curvia, cu desfrânarea. Și nu are de a face cu aspecte fiziologice. Acestea țin doar de igiena corporală și de capacitatea fizică de a fi prezentă în adunare sau a nu fi. Dar dacă cineva are o anumită încredințare, zice în Roman 14, și trece peste ea, lui se pare că se face vinovat. Situație în care este bine să se practice și îngăduință creștină și respect față de înțelegerea celuilalt. Dacă o face din teamă pentru Dumnezeu, nu-L jignim, dar nici nu punem, așa cum scrie în Fapte 15, încă o regulă din legea lui Moise, ca să mai apăsăm pe cineva și să-l împovărăm. Există un alt bilet mai stufos, cu multe întrebări, și la toate aceste întrebări răspuns e un singur cuvânt, referitor la îmbrăcăminte, la podoabe, evlavie. Căutați ce este aceea evlavie și veți vedea cum trebuie să vă îmbrăcați și să vă purtați. De altfel, eu astăzi am răspuns pe parcursul zilei că femeia trebuie să fie cât mai acoperită, să vă feriți de provocări și așa mai departe, subiecte care nu sunt întru totul în tema lecției noastre, mândria și altele. Mai e un subiect referitor la alegerea partenerului, nu-i subiectul nostru, o întrebare, dar eu vă răspund cu subiectul nostru. Dacă vrei să-ți alegi un partener bun, fii curat. Că Dumnezeu pe cei curați îi binecuvintează. Dacă vrei doar să-ți alegi un partener bun, dar să nu fii curat, mă tem că va fi cum spune proverbul, peticul după sac. Și în urmă îți vei da seama că nu celălalt trebuia să pocăiască, ci tu. Dacă tu ești un elev bun la școală, știi unde greșește colegul de bancă. Dar dacă nici tu nu știi carte, păi nu știi că el ce-a scris și bun sau nu-i bun. Deci dacă vrei să iei un partener bun, fii tu de calitate. Și restul e simplă procedură. Și un ultim aspect. V-am urmărit astăzi cum ați cântat. Să zic că nu ați ieșit din limite. Nu sunt eu de acord cu negativele. Am eu motivele mele. Ăstea vă bagă în șomaș tehnic. Voi ăștia, formațiile negativele, sunt dușmanii voștri, rivale de piață. De asemenea, nu sunt de acord pentru că negativele sunt o jertfă moartă. Ați văzut că era cât pace să nu învieze. Dumnezeu vrea să aducem o jertfă vie. Facem aici ce putem. Și eu nu pot să-mi fac predica acasă și să vă duc aici înregistrat. Aici, cum îmi iese, așa îmi ies. Vorba aceea, orice predicator când termină, îți zice, dacă aș mai predica o dată, aș zice mai bine. Poate așa e și la cântăresc, nu știu. Da, venim aici cu jertfa ce o avem. În cel mai bun caz aș da voie la negative, la repetiții, dacă nu cunoaște suficientă notă pentru a putea învăța cântarea. Dar apoi nu merită să ne umblăm cu lucruri fizice, când noi putem cu suflare să aducem jertfă Domnului. Dar altceva vreau să spun. Asta în anexă. Asta am vorbit despre curăție, despre limpezirea minții. Feriți-vă de muzica ce are accente de rock, pentru că e dovedit, dragii mei, că vă provoacă. După
un concert de muzică rock, cu accente, chiar dacă nu e un rock avansat. Ești bun de un meci, de arte marțiale sau de... Stensor repede. Asta este. Am decis în urmă cu o vreme, atunci când sunt chemat la evanghelizări, să întreb cine va cânta. Pentru că nu pot permite, după ce o formație îi induce într-o anumită stare, în baza lor unde și funcționează în univers și în organismul uman, după ce mi coboară în vale, eu să mă cobor și să-i urc. E prea greu. Am ajuns undeva în iarna aceasta și era o boxă tocmai la capul meu și lângă ambon. Și am mers împreună să servim masa o cântăreță și am încercat să le explic frumos, așa cum v-a spus și dumneavoastră. Și un altul, considerând că i-am jignit pe cântăreț, zice, așa-i frate, că persoanele de față se exclud. Spui, frate, numai nebunii vorbesc la cine nu-i de față. Eu cu ei vorbesc. Și am încercat să le explic că sunt unde alfa, beta, delta, teta. Unele induc o stare de pocăință, altele o stare de somnolență, alte unde o stare de revolt. Și unul dintre ei, oarecum iritat, zice, bine că Domnul Iisus nu știu de undele astea. Zic, frate, tocmai că El le-a pus în univers și eu știu mai bine ca noi. Dar trebuie să știm și noi și să fim atenți. De aceea și muzica, și îmbrăcămintea, și toate celelalte trebuie să concure la curăția, la sfințirea noastră. De exemplu, am văzut niște imagini dintr-o tabără de tineret, toți îmbrăcați așa în pantaloni scurți, un băiat, era voinic, avea aici pe umeri o fată. Și i-a îmbrăcat în pantaloni scurți cu picioarele, deci pe aici, așa. Și m-am gândit eu dacă băiatul ăsta nu ispitit, îi de lemn. Credeți că fac bine astea? Păi ne jucăm. Păi da, la apă e cald. Din cât știu eu, din cultura mea generală, oamenii care au locuit pe țărmul mării întotdeauna s-au dus la apă, au fost pescari. Dar vă rog să studiați istorie și faptul acesta încă se mai poate vedea la bătrânii care încă trăiesc. Una e să fii cu un maieu și cu niște pantaloni până la genunchi să vei la apă și alta e să fii pe sfert. De atât. Dar toate acestea aparțin societății noastre imorale, care se degradează pe zi ce trece. S-au făcut planuri în lumea întunericului, spun asta în încheiere, să atace tineretul prin droguri, prin ceea ce se petrece la nivelul internetului, pornografia în mod deosebit, medicii spun că exact aceeași reacție, și prin distrugerea familiei, moralitatea publică. Și dacă diavolul are asemenea planuri, vom lua și noi măsurile de rigoare, ne vom sfinți și ne vom apropia de Domnul. Amin. Și în ziua aceea, Domnul va spune, aceștia sunt fiii mei și fiicele mele, mărit să fie Domnul. Amin. Domnul să vă dea o binecuvântare de plină, m-am bucurat astăzi să fiu împreună cu voi. Le spun eu la fanfariștii noștri, băi băieți, multe mormântări am făcut cu voi, dacă să fii pocăiți și la înviere cântați. Vă lăsați pe drum. Pentru orchestră de asemenea, că dialogul te scrie și în Apocalipsa și noi toți ceilalți acolo unde scăpăm de problemele astea, vom fi veșnic în curăție. Nu va mai fi nicio mizerie în rai, niciun păcat, lumină, har și bucurie. Dar până trecem prin bâlciul deșertăciunilor spre țara cerească, să ne ferim, să mergem pe margini, cât mai distanți, feriți-vă de orice vi se pare rău. Și Dumnezeu să vă dea o bucurie de plină. Amin. Amin.